Continuăm cu știri din sport. CFR Cluj se confruntă cu probleme de efectiv înaintea meciului cu FCM Târgu Mureș. În ofensivă, clujenii l-au pierdut pe Cristi But după partida cu Astra, iar George Coșta are puține soluții pentru atacul CFR-ului. Cristi But s-a accidentat din nou după victoria de la Cluj cu Astra Ploiești, scor 2-0. Atacantul ar putea fi operat în perioada următoare din cauza problemelor la genunchiul drept. Antrenorul George Coșta are puține soluții pentru ofensiva CFR-ului în partida de sâmbătă cu FCM Târgu Mureș, mai ales că Roni și Weldon nu și-au primit cartea verde și nu au drept de joc, iar De Zerbi nu este pus la punct 100% după accidentarea suferită. Știu, ar fi bine. Și mie mi-ar plăcea să vinece Portugalia, dar nu știu nimic. Da, într-adevăr, Budar acel tare grav, dar oricum avem pe Capetan, pe Buș, sunt jucători care pot să joacă. O soluție pentru ofensiva clujenilor ar putea fi tânărul Sergiu Buș, care a ratat însă pregătirea de vară cu CFR, fiind plecat la lotul echipei naționale Under 19. Cel mai probabil, Capetanos va fi titular din nou și în deplasarea de la FCM Târgu Mureș. Meciul cu echipa pregătită de Ioan Ovidiu Sabou se va disputa sâmbătă de la ora 18:30.